Am avut noi și pe care și spitalul și spitalele din județul Alba. Am avut șansa ca acum 7 ani și jumătate să facă, să spunem, o descentralizare și am fost printre cei care am dorit să le arătăm că noi putem să grijim mai bine de problemele noastre decât o făcea Ministerul Sănătății. Avem perioada asta, care la un moment dat a fost de acomodare, a durat vreo jumătate de an. Am avut norocul să avem o echipă în fruntea Spitalului Județean care să fie lucrat toată viața numai în domeniul sănătății și e marea șansă pe care am avut-o. Și am avut, cum să spun, dorința ca spitalul și spitalele din județ să poată să fie utile pentru pacienții din județul Alba. Ne-a interesat modernizarea, vreau să vă spun, când l-am preluat spitalul, acum arată, cum vedeți, le explicam la cineva, noi că trăiesc faza, inclusiv un fazan mort aici, în fața Spitalului Județean, în Bosteția, era un gat viu, era prezent. Ca să vă dați seama care e diferența între Ministerul Sănătății ca administrare în spitale și administrația locală și județeană. Bun, legat de modernizarea secțiilor, poate o să reușesc să vedeți, referitor la dotări, întotdeauna am dorit și sunt convins că pe care conduc spitalul, că locul și de secție, întotdeauna au pus pe lista de investiții dotările absolut necesare și de maximă urgență. Bineînțeles că nu întotdeauna sursele de finanțare pe care le-am atribuit noi au reușit să cumpere absolut tot ce ne trebuie. Însă am conștiința și avem și noi Consiliul Județean, convins că și conducerea, că am făcut altceva decât a făcut statul și face statul pentru sănătate. Sunteți și vă mulțumesc pe partenerii care își aduc un aport pentru dotarea acestui spital. Alți parteneri au fost în mediul de afaceri. Nu e frumos ce spun și spun așa ca să mă aflu în treabă. Niciun guvern și niciun ministru, să spunem, Ministerul al Sănătății, nu ne-a ajutat cu absolut nimic niciodată și nu are nevoie de ajutorul lor. Singurul lucru este că întotdeauna când aștepți de la altul, nu o să reușești niciodată. Sunt convins că problemele care dumneavoastră le sesizați la nivel național și inclusiv în județul Alba și sunt foarte bune analizele acestea, lucrurile astea pe parcurs se vor rezolva. Cunoaștem foarte bine ce se întâmplă în județ. Am elaborat și suntem în faza de Consiliul Județean o strategie pentru sănătate în județul Alba. Sunt multe lipsuri și asta datorită proastei organizări a sistemului de sănătate din România. Și sunt convins că nu o să reușească până nu se face descentralizare cu adevărat. Descentralizarea adevărată, că să nu te mai duci toată ziua la putere să șergi, să faci un lucru bun pentru oameni. Iar în ceea ce privește sprijinul cu dotări, așa cum spuneam, avem mediul de afaceri, este dumneavoastră, asociațiile, este o fundație despre care știu. Mă bucur că ne-am văzut astăzi aici la Spitalul Județean Alba. Și cred că, și vorbeam acum de implicarea administrațiilor locale, discuțiile pe care le-am avut cu primarii și care administrează spitale din județ, au fost în sensul de a finanța cât se poate de mult și de bine sistemul de sănătate. Nu există altă soluție decât să ne descurcăm. Am observat un lucru. Se vorbește, pleacă medicii din țară, păi pleacă pentru că n-au unde să lucreze, acolo unde pleacă.
bugetele extraordinar de mari pe care le avea la Ministerul Sănătății nu sunt folosite absolut deloc eficient. Absolut deloc eficient. Și atunci rămâne să ne descurcăm noi cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumim. Și mulțumesc și Societății Libris pentru că modelul acesta trebuie luat de mulți.